Salutare prieteni! Astăzi o să vă prezint o nouă metodă de fraudă pe internet prin care o să rămâneți foarte ușor fără bani. Nu știu exact cum se numește metoda, e o tehnică mai nouă a apărut acum. Sfatul meu este să nu faceți sau să vă jucați în modul cum am jucat eu. Am ceva experiență, știu ce și cum să fac să nu mă păcălesc, dar voi nu încercați să vă jucați cum am jucat eu, doar ar fi bine să învățați ceva din ceea ce o să vă prezinte mai departe și sunt convins că foarte mulți ați trecut sau veți trece prin situația asta, așa că vă sfătui să nu vă băgați în astfel de jocuri de câștigat bani, pentru că vă garantez că nu o să câștigați nimic bani, o să vă spun exact și cum uh, ține frauda asta. Practic, uh, inițial, așa în mare ca să știți despre ce este vorba inițial, o să primiți niște bani, o sumă modică, după care o să fiți prin diferite metode, de tipuri, tentați să investiți astfel încât să câștigați mai mulți bani. O să vedeți despre ce este vorba, este foarte simplu și o să încerc foarte simplu să vă explic. În primul rând, prima dată o să primiți un mesaj pe WhatsApp sau pe ce mai aveți voi, pe alte, de la un număr de telefon, din, din păcate să e număr din afară dar vă garantez că am primit și din țară. Deci în jocul ăsta sunt băgați și români. Deci nu vă speriați că nu sunt numai străini și o să vedeți de ce spun. Bineînțeles că bună ziua salut. Mă numesc nu știu ce cum mi-a zis numai deja mi-am dat seama ceva așa. Dar zi, hai să intru în joc. Că e menul, pe că e un grup și nu știu ce și cât de afaceri de YouTube licuri practic zice că ei zic că se te plătesc per Clicul pe YouTube, adică tu practic dai un, un uh, like la o postare pe YouTube, le trimiți lor un print screen și ei te vor plăti cu 5 lei pentru fiecare like pe care îl dai tu. Te bucur că zici, ba ok, cei un like, dai un like și asta este. Bineînțeles, ei m-au întrebat despre mine ce, dacă mă interesează și ce vârsta, mi am zis că 60 de ani, ca să intru puțin în joc, mai ales că am dat-o pe zona că sunt spre pensionar și necunoștințele cauze, bineînțeles că mi-a trimis. 5 filmulețe de pe YouTube prin care eu să intru și să le le dau like, m-am făcut că nu înțeleg despre ce este vorba, ei mi-au zis că să intru, doar să intru, să, fac, să dau like și să le trimit un print screen, că l-am dat like. Și dacă le fac chestia asta, mă bag într-un grup în care o să câștig foarte mulți bani, o să mă îmbogățesc, o să nu știu ce. Păi, că am făcut-o pe prostul, inclusiv mi-au spus și cum să fac, cum să intru, cum să dau click pe Uitați, inclusiv îți spune cum se intre, cum să dai click și să se trimiți prin screen-uri înapoi. Bineînțeles că eu i-am întrebat câți bani câștig. Eu au zis că doar 5 alea și am făcut-o eu pe prostul Bineînțeles că am intrat pe alea, am dat like. Uh, am, 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 dat like și după, după ce a făcut prin screen am dat dislike pentru că nu mi se pare normal să... Uh, apreciez niște videoclipuri pe care nu le-am urmărit, bineînțeles, le-am trimis cele 5, mi-au zis că, a, perfect, bravo, o nu să-ți trimitem, uite, o să trimitem banii acum, să le dau, să le spun ce cont am avut, le-am zis că am cont de revolut, nu e un cont de care să mă feresc, ei, bineînțeles că mi-au zis că, uite, felicitări, uite, în contul ăsta de revolut o să primești niște bani și, e adevărat, am primit 25 de lei în contul de revolut de la ei. Eu o chestie, o metodă prin care practic să te atragă, să arate cu, uite, îți dau 25 de lei, adică te plătesc și te fac pe tine să crezi, mamă, gata, e clar, m-am îmbogățit. Bineînțeles că îi spun, dacă ai un cont, uite, ai un cod, să intri, din momentul ăla, practic, ești eligibil la plăți mult mai mari. Tu te bucur că ai primit 25 de lei, ești în cont, intri în grupul favoriților și vei lucra mai mult. Bineînțeles că te întreabă dacă ai uh, Telegram, adică dacă ai uh, cont de Telegram, eu am zis că nu am, mi-am făcut cont de Telegram și mi-au zis că când intru acolo pe Telegram să introduc acest cod, să-l trimit la cineva pe care mi l-au dat ei și din acel moment eu să, practic o să lucrez cu un profesionist. El asta a fost un fel de recrutor inițial. E baza. ce care capt, iau oamenii și trimit într-un anumit grup. Bineînțeles că mi-a făcut legătura cu respectivul. Eu am intrat în joc, nu aveam de ce să mă feresc și mi-a făcut legătura cu persoana aceasta. Eu am trimis codul ei, vedeți? Buta Cosmina Mădălina. Ea este româncă, atenție, este româncă, dar nu o cheamă așa, vă garantez că este, aici este un bărbat după modul cum am vorbit și nu știu ce, dar sunt foarte, foarte bine organizat. Bineînțeles că am introdus codul, i-am trimis codul, a, bine ai venit în tipul ăsta de joc, ți introduci datele, să-i trimiți Persoane respectivă, datele. Nume, vârstă, gen, bineînțeles că am introdus Ionel, 60 de ani, masculin, pensionar și numărul de telefon. Numărul de telefon, cum era înregistrat. Nu era nimic special. Ea a început că este o companie multinațională, că fac nu știu ce, să le trimit numele, de, numele contului și tot ce am nevoie, că eu să mă câștig din momentul ăla că vă voi plăti cu 25 de lei. Am trimis încă o dată în numele meu, Revolut contul și i-am că sunt din București și mi-au trimis acei 25 de lei pe care v-am zis eu mai înainte că mi-i trimit. Deci, practic, aici mi-au trimis. Practic, ce fac din momentul ăsta? Te-au făcut să intri în grupul lor, adică să te bucuri, să zici că da, e clar, voi câștiga foarte mulți bani dacă intru aici. Și ei spun, uite, bine, ai venit, ai venit angajatul nostru și ei te introduc într-un grup mare. În acel grup mare, adică vorbim de acesta, Everyday Work, da? unde sunt 10.689 de subscriberi. Gândiți-vă că eu ieri când am intrat erau 9.000 ceva. Deci încă cum au capturat alți oameni, da? Și mi-au zis că, că dacă intru aici pe grupul ăsta, în fiecare zi o să primesc mai multe, uh, cum se spune, mai multe uh, sarcini prin care eu dacă dau like, eu să-i trimit trimitei prin screen-urile sarcinile din grupul respectiv, de din, din grupul ăsta, ce o să primesc sarcinile. Și dacă vedeți, sunt anumite tascuri la ce ore să primesc. Deci la ora 8, 8 jumate, 9, 9 jumate, 10 jumate, 11 jumate, tot așa. Primești mai multe, practic îți primești filmulețe de YouTube, tu intri pe ele, dai like, faci prin screen, îi trimiți ei, pe, de pe grupul ăsta, pe grupul ei și ea, bineînțeles, îți spune câți bani sau câți bani vei încasa. Practic ei ține un fel de evidență, un fel de contabil. Bineînțeles, am intrat pe grupul ăsta, v-am spus că a da, trebuit să intru în joc, altfel dacă nu intri în joc, nu aveam de un safl, să aflu să ce este vorba mai ales că știam că nu au cum să pierd ceva bani. Am intrat pe grupul ăsta, știam orele și am început. Mi-am primit bună dimineața, primești, îți scriu ei acolo, că, că, gândiți mă că trimit la toți. Ce facem noi, bla bla bla, prima sarcină. Sarcina numărul 1. Îți dă un film pe YouTube, la fel ce m-am spus, dai click pe el, îl deschizi, dai like, prin screen, trimiți respectivei prin screen. Mare sunt de la conturi de asta la, întâmplare, clar sunt la întâmplare, n-au niciun Dumnezeu i am trimis sarcina, i-am zis, uite-am făcut-o, misiunea 8-9, ce-am spus eu, da, felicitări, salariul tău cumulat e 5 lei. Adică mi-a dat 5 lei pentru o misiune, că eu, practic aici am intrat. Cât mai multe ca să câștigi și cât mai mult bani. Eu am următoarea misiune, felicitări, ai 5 plus 5, iar 5 plus 5, ce se întâmplă? Cât de aici, aici, mecheria. Că la un moment dat tu, tu zici, băi, eu fac 5 plus 5 plus 5 și totuși câștig bani. Ce se întâmplă cu ei? Ei, în momentul în care ai făcut 2-3 sarcini, își trimit aceste date în care un tabel, în care îți spune, dacă vrei să câștigi foarte mulți bani, trebuie să investești. Adică, tu vii cu 100 de lei la ei și ei îți vor da înapoi, pentru că ai da like-uri, îți vor da 130 de lei înapoi. Ați înțeles tactica. Deci ei practic ți-au dat 25 de la început, te-ai bucurat, te ți-au dat 25 de lei. Din momentul ăla tu te gândești că e clar, tu îți permiți să dai 100 de lei dacă totuși ai primit 25 oameni, sunt ok. Cum ți-au dat ei 25, poți să dai și tu 100. Tu dai 100 de lei, ca să intri în, nu știu ce grup de VIP 1. Că până acum tu apel, eu o să zic că strângi bani, nu te poate plăti. Bineînțeles că eu am dat-o pe aici, că nu înțeleg ce vrea să-ți facă, la 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 la. Ei au zis, nu, dacă nu plătești ăștia 100 de lei, da, din VIP 1, el nu se vă poate plăti de acum încolo. Deci trebuie neapărat să, un fel, să cumpăr un, un fel de cont la ei de 100 de lei și eu să-mi dea, bineînțeles, o să-mi dea înapoi la sfârșitul zile, o să-mi dea 130, 150, 200 de lei înapoi. Ce am făcut? V-am spus, nu încercați chestia asta pentru că eu le am pe partea de editare și știu ce să fac. Am făcut o scrisoare fictivă, o, o, tranzacție fictivă, că ei mi-au zis că se fac o tranzacție și să-i trimit ei. Am făcut o tranzacție fictivă eu, că așa, prin această tranzacție fictivă i-am zis că i-am virat lor 100 de lei în cont, bineînțeles că nu le-am virat nimic. Ei tot îmi spuneau mie, păi da, dar ei n-au primit banii. Ce se întâmplă? Cu, uite, Nu au primit bani. Unde sunt banii? Cu ce bancă am lucrat? Eu i-am zis că lucrez cu o bancă, cu BCR-ul, și că de fapt BCR-ul nu le-a putut lor viral la timp banii și că de fapt banii mei au rămas pe internet și de aproape 27. În schimb, ei au zis, bineînțeles că n-am făcut bine, trebuie să plătesc pe, pe Revolut ca să, ajungi, să ajungă repede banii. Că nu-i bine ce am făcut, că dacă am făcut așa, la ei n-ajung banii repede. Eu o vrăjeală ca să te ține pe tine, în... că practic să-ți ia banii. Bun. Până la urmă, oamenii ce au zis? Băi, M-au întrebat dacă am alte bănci, am zis că nu am, i-am zis că nu am decât BCR, eu nu știu ce. Bun, ei ce au zis la un moment dat? Băi, uite ce se întâmplă. Hai să nu mai complicăm. Ei au considerat că le-am virat banii, cu totul că eu nu le virasem nimic. De-aia au zis, bă, hai că risc acum. Și ce au făcut? În momentul în care am virat banii, m-au redirecționat, ea, care este practic începătoare, m-a trimis la profi, nivelul eșalonul superior, altcineva la care mi să fac un cont. Și aici este domnul Fred, care ăsta nu este român, este nu știu de pe ce țară, să fac un cont la ei, că ăsta este cel care practic mă va, mă va plăti, regește dacă eu să dau clicuri pe alea. Bineînțeles că am intrat la el, nu am discutat cu el ca să văd despre ce este vorba, mi-a zis că cum să intru, mi arată efectiv cum să intru pe site, cum să-mi fac cont pe nu știu ce platformă de a lor, cu cum acumulez eu bani și cum acumulez și cum, cum, cum ce fac și pf, ce bun o să fiu și dau click-uri și like-uri și să mă împlătească. Tipul ce a făcut? Mi-a trimis mie, că de-aia am zis, atenție foarte mare, la mine mi-am mi -am permis pentru că știu cum să fac. Mi-a mi trimis mie 130 de lei. Da? Pentru faptul că eu am acumulat niște bani. Practic am, am dat like uri alea, ce v-am zis eu aici. Tot am dat like-uri, tot am intrat pe platforme, tot făceam prin screen, trimiteam prin screen. -uri. Vedeți că îi spun. Plătești 100 de lei, îți rambursează 130. Plătești 250, îți rambursează și așa mai departe. Deci eu practic am plătit 100 de lei fictiv. N-au ajuns banii la ei, sunt convinși că banii sunt plecați, că am trimis eu o factură și toate nebunii și ei sunt convinși cu bani. El mi-a trimis bani înapoi 130. Este normal că este ca să, asta e toată metoda ca să te poată prinde. Deci, practic, ei nu pierd nimic că oricum tu dai 100 de lei, îți dădeau 130 de lei înapoi. Pierdeau 30 de lei și cu aia 25 înainte, 55 de lei. Nu e o mare scofală pentru ei să bea. Dar ce fac? Prin chestia asta te aduc pe tine, pe lângă faptul că dai, like-uri la diferite platforme unde ei acolo clar vor câștiga că poate au alte contracte, dar te fac pe tine să investești, pentru că începi să prinzi încredere. Bă, dacă am dat 100 de lei și mi-a dat înapoi, încep să mai bag bani. Dacă ești nebun și tu vezi aici sumele astea mari și te gândești, băi, dacă bag acum 115.000, îmi dă înapoi 19.000 plus ce am făcut eu clicuri, că nu știu cât, îi tre. La un moment dat îți spun că la fiecare click este 50 de lei pentru click, nu mai este 5 lei. Adică te gândești, băi frate, tot zi fac 30 de milioane și investești atât. Dacă e treptat, ei încearcă să te aducă să investești cât mai mult, că e logic. Cât, cu cât investești mai mult la ei, cu atâta au o anumită sumă, pe care te vor bloca. Ce se întâmplă de fapt? Că eu tot am dat-o, la la la, că am făcut, cu, la, cu tipa asta tot am discutat, că eu am făcut sarcinele și că nu primesc, m-au băgat la VIP1. Și la un moment dat mi-au zis, uite, tu ai strâns 55 de lei, da? am dat like-uri ziua astăzi, că am testat-o astăzi. Dar eu nu pot să primesc bani, De ce? Pentru că nu am finalizat cele trei promoții comerciale. Adică nu am ajuns la VIP3. Ce înseamnă să ajung la VIP3? Înseamnă pentru ei înseamnă să cumpăr, adică să investesc, investesc în ofertele astea, da? ca să primești 30 de lei pe like, în afară de 5, să pur și simplu să cumpăr uh, pachete. De fapt, aceste pachete sunt niște păcăleri, ca să înțelegi despre ce este vorba. Tu, în momentul în care ai cumpărat un pachet de 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 de lei, din acel moment ei te-au blocat, te-au scos de pe platformă, da? te-au scos de aici și tu practic nu mai ai ce să mai faci. Tu banii tăi s-au dus pe apa sâmbetului, tu le-ai virat lor niște bani și din momentul ăla tu ai rămas sărac lipit pământului sau cum ai fost și înainte, fără bani. Pentru că ei practic ți-au dat 100 de lei, tu te gândești, băi, dacă dau 100, îți dau 130, după care spune, nu-ți mai dă niciun bani, deci mie practic, din momentul în care mi-a dat primii bani, nu mai îmi dădea nimic, dacă nu mai investeam în ei. Adică, practic, te forțează fără să vrei, pentru că odată la ceva timp, ei tot spun sarcini, le primești niște sarcini, după care spune, atenție, dacă nu vei plăti, nu poți să treci mai departe, nu poți să intri în următoarea, un următorul grup VIP. Vedeți că te forțează, te forțează, îți dau, toți dau sarcini, sarcini, like-ul, like, și la un moment dat, se numește sarcine preplătită, de fapt asta este anticipată, în care tu va trebui să cumperi un pachet. Eu prima dată l-am cumpărat pe asta de 100 de lei fictiv, bineînțeles că motorul m-a obligat să-l iau pe asta. A zis, dacă nu cumpăr pachetul de 250 de lei, eu nu voi mai putea primi banii ăia înapoi, adică banii ăștia pe care teoretic i-am muncit. Da? Banii ăștia de 55 de lei, nu îi vei primi dacă nu cumpăr pachetul de 250 de lei. Deci, practic, eu primeam, plăteam 250 de lei și primeam înapoi 325 n-am încercat, sunt convins că primeam banii, că primele 2-3 ți dă ca să te prindă în capcană, primele 2-300 de bucurai și spunea, uite, dacă vrei totuși să câștigi ca lumea, că te vede că ai bani și investești, uite, investești un 1000-2000 de lei și să vedeți câți bani o să câștigi la sfârșitul zilei. Și de în momentul în care au un anumit prag, cred că undeva cam de la 500 de lei în sus, în momentul în care ai investit 500, 1000, 1500 de lei, din momentul în care și-au văzut bani în cont, te-au scos de pe platformă, tu practic nu mai nu mai ai acces la ei, nu mai ai cu cine să vorbești, nu mai ai cu cine să te plângi, când ai la cine să te plângi să-ți recuperezi banii, îți urează succes. De aia vă zic, atenție, uite, sunt 10.689 de persoane, sunt convins că dacă fiecare de aici dă câte 100 de lei sau 200 de lei le virează în cont, vă dați seama câți bani fac ei. Deci, e vorba de miliarde de lei pe care îi fac de pe urma credulilor că vor face foarte mulți bani. Eu v-am spus, la mine eu m-am jucat, știu cam despre ce este vorba, știu cum să fac sau cum să fac anumite uh, păcăleri, cum să-i păcălesc sau cum să-i ducă nevoia să creadă că, că le-am trimis bani lor. Tocmai v-am spus, am uh, falsificat, uh, să zic așa, anumite tranzacții să le arăt că le-am uh, făcut, le făcut lor tranzacțiile financiar tocmai ca să ei, ei să creadă că uh, au primit bani, dar bineînțeles vă dați seama că nu au primit absolut nimic dar ei au fost 100% convinși că au primit banii și că ce, câți bani au câștigat ei de pe toată tranzacția asta. V-am spus și vă recomand, nu cumva să faceți chestia asta. Deci în momentul în care ați intrat în jocul ăsta, dacă în momentul de față sunteți încă în jocul ăsta, sfatul meu, luați-vă banii, nu mai investiți absolut nimic, absolut nimic. Uitați ce vă spuneam eu, mi-a virat acei 25 de lei, ca să bucur că a virat 25 de lei, dar oricum stați în, știți că avea grijă după aia să, primesc, să nu mai primesc nimic. De-aia vă zic, nu vă băgați. Vedeți, asta sunt pachetele, zic că investești 25, câștigi atât. Practic, cred că de aici încolo. Deci ei îți vor da 1 două pachete. În momentul în care ai investit, nu știu să zic, deodată m-am gândit eu, bă, hai să investesc direct 5.000 de lei, n-ar o să mai trec. Ei, okay? cumva, în timp, încep să, te, să discute cu tine. N-ar fi mai bine, de ce să investești? Uite, vedeți că și aici. Dacă cheltui 250, treci la următorul nivel, VIP 2, 3, 5, 7. Și îi zic, n-ar fi mai bine să investești direct 5.000 de lei ca să fii direct la VIP 7. Și de fapt e la o mare țeapă, ai virat banii și ți-au închis, au închis și pa, n-ai cum să te plângi, tu ai trimis banii prin Revolut, îți urează de succes și n-ai ce să le faci. Știți? De aia vă recomand, pentru că ei vedeți tot timpul, te forțează, alege comanda, alege, dă saci în ce dorești, dacă nu, dacă omiți, nu o să mai fi plătit. Adică cumva te forțează să spună că trebuie să virezi bani, să virezi bani, să virezi bani, să virezi bani lor ca să poți să fii ulterior plătit. Vă dați seama că este o mare țeapă, n-ai cum. Adică tu muncești și le plătești lor ca să-ți dea ție bani. E o mare țeapă. De-aia vă recomand, dacă ați intrat un tipul ăsta de joc și sunt convins că ați trecut mulți prin ele, sau voi, sau părinții, sau cine a intrat, nu vă băgați. Ieșiți sau cel puțin recuperați-vă banii pe care ați investit, în momentul în care ați primit banii, ați ieșit de pe platformă, nu vă complicați, pentru că vă garantez 100% că nu veți primi niciun ban. Practic, e o metodă de, e un fel de pescuit, îți aruncă 25 de lei, îți câștigă încrederea și după aia tu vei investi 50, 100, 200, 500 de lei și vei rămâne fără banii aia. Nu cred că vrei chestia asta, deci de-aia vă recomand, nu vă băgați, pur și simplu nu vă băgați. Eu am făcut filmulețul pentru că sunt convins că după ce o să apară o să fiu scos pe platformă și nu o să mai am acces aici. Pentru că vă dați seama că să se vor, afla. Deci, citații tot mă forțează, sunt la VIP 1 și spună hai treci direct la VIP 3, nu are rost să mai, să mai treci prin ele. Da, deci cumva eu să investesc direct 500 de lei la ei. Ei practic mi-a dat mie 25 de lei și încă 100, 125, 300 de lei, 125, 150 de lei. Eu investeam 500, mă scoteau și pa, și-au dat seama că ceva nu e regulă, că mine că au văzut cu tot pun multe întrebări, că nu știu, nu mă pricep, nu știu ce fac. Deci nu vă recomand să vă băgați și culmea Ca aici sunt foarte, foarte uimit, sunt români. Deci sunt și români băgați în afacerea asta, pentru că ei practic sunt cei care tot îți dau misiuni și spun că vei primi și uitați, eu tot de că nu înțeleg că pun nepotul să accesezi, ei chiar ziceau, dar de ce nu fac update, uite, să mai plătesc, de ce nu fac update de la BCR, că eu am zis că nu le am, pentru că nu contează că mă învață ei cum să fac transferul de la BCR la Revolut. Deci vedeți că știu toate metodele, îl pot transfera propriul cont în Revolut, deci știu ei cum să facă ca să facă tot posibilul să, să le transfer bani. Practic prin Revolut banii ajung instant, au ajuns și te-au scos. Și pa, din momentul ăla ai pe toți banii. Așa că sfatul meu, nu vă băgați. Ultimul sfat, numai bine și aveți grijă de voi.